Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu o etalare restantă pentru cei născuți în semnul Fecioarei. Din păcate, la înregistrarea lor pentru iulie am avut probleme, mi s-a întrerupt înregistrarea, cred că de 2 ori, și mi-am promis, totuși, dacă îmi permite programul, să vin cu continuarea, da? Adică să vedem ce energii sexuale experimentați în această perioadă între voi și o persoană dragă, soția, soțul, prietenul, prietena, în fine, persoana la care vă gândiți. Să vedem. Poate să fie fost, poate să fie actual sau actuală. Vedem. Amestec cărțile în continuare, le-am amestecat mai devreme, dar amestec încă o dată. Fecioară, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioară, iulie, august 2019. Justiția. Poate unii vă gândiți la o chestiune care trebuie echilibrată. Probabil între voi trebuie să echilibrați niște energii. Sau, pentru foarte puțin, poate chiar vă gândiți la o rezolvare a unor probleme în justiție. Este clar că experimentați unii dintre voi o situație dezechilibrată, că doar a apărut justiția, da? Fecioară, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioară, iulie, august 2019. Un grup dintre voi, ce vă doriți, ce își doresc ei, de ce vă este frică vouă, de ce le este frică lor. Interesant, interesant, da, cred că... Ce vă doriți voi? Ce carte frumoasă! Asul de bâte! Un început pasional, eventual cu cineva cu care puteți să ardeți până la ultima flacără. Ce își doresc ei? Doi de bâte. Abia așteaptă să vă întâlnească. Eventual să stați de vorbă la un pahar de vin, la o... Eventual să luați cina, prânzul împreună. Probabil că partea feminină își dorește oarecum să vă tenteze sau să guste din mărul acesta tentant pe care îl oferiți. Există un foc între voi. Probabil că voi îl simțiți mai mult decât ei. Cred. Cred pentru că imaginea care a apărut în partea voastră, da, asul de bâte, este clar mult mai expresivă. Pentru ei este foarte importantă comunicarea, da? Chiar dacă este pasiune, au nevoie să vorbească, să-și împărtășească dorințele, eventual să se exprime și altfel. Dar simt între voi doi o notă de aventură, de sălbăticie. O pasiune care probabil e oarecum interzisă, că probabil nu degeaba a apărut justiția. Nu degeaba a apărut justiția. Poate unii sunteți într-un trio, poate alții n-ați experimentat o asemenea pasiune de mult timp. Asul de bâte este una dintre cărțile cele mai frumoase în acest set de cărți. După cum vedeți, în spatele celor doi este un șemineu în care ard două statuete de lemn și ard până la cenușă. Ca să ce? Ca să se transforme. Deci în ce? În unul, da? Într-o singură ființă. Într-o singură ființă. Și asta puteți face probabil că cel mai bine doar în pat, doar voi doi. Unii spun despre această carte că ar reprezenta o femeie gravidă. Poate unii dintre voi vă doriți cu această persoană, el sau ea, vă doriți un copil. Este doar o dorință, cred că neexprimată, dar atâta pasiune aveți încât sunteți dispuși să mergeți mai departe în sensul acesta. De ce vă este frică? Wow, lumea! De ce le este frică lor? Regina de bâte! Cred că vă este frică de această pasiune. Simțiți că vă duce într-un punct în care n-ați mai fost de mult timp. Lumea este o altă carte foarte frumoasă, în care
El sau ea, evident, își adoră partenera. Vorbim despre ce arată cartea, da? O pune pe un piedestal. Însă, femeia nu este... cum să spun, nu este nici blocată, nu este nici copleșită, este, se simte în largul ei în această poziție pe care el i-o oferă. Pe de altă parte, femeia are niște calități spirituale care doar în relația aceasta intimă pot fi transmise și lui. Acum, evident că puteți inversa pozițiile, că vorbesc de ea, că vorbesc de el, rămâne să vă adaptați povestea. Dar de ce este în poziția fricilor? Am spus, simțiți atâta pasiune încât vă este... nu pot să zic că este teamă. Simțiți că vă va transforma, că vă va transforma, da, această relație și veți începe un capitol. Lumea înseamnă sfârșit de capitol și început de capitol. Lăsați în urmă un trecut în care poate nu ați reușit să comunicați atât de profund cu partenerul, partenera voastră și reușiți numai cu această persoană. Este, cred că și planetar aveți o sinastrie, măcar din punctul ăsta de vedere sexual, foarte bună. În ce privește comunicarea sau alte aspecte care țin de material, rămâne de văzut, dar în privința aceasta energie sexuală dintre voi doi, aveți o sinastrie foarte bună. De ce le este frică lor? Regina de Bâta, altă carte care reprezintă pasiunea. Aveți trei cărți de foc și lumea. Cum am spus, lumea înseamnă sfârșit și început, da? Sfârșit. Sfârșiți eventual o relație în care nu ați fost satisfăcuți pe deplin și este un pic teamă să o sfârșiți cu orice... sfârșit vine cu niște sacrificii, da? Dar aveți în față ceva foarte frumos. Și probabil această lume nu va mai fi în curând în poziția fricilor, va fi în poziția dorințelor. Regina de Bâte, de ce le este frică lor? Pentru unii dintre ei. Probabil vă văd atât de frumoși încât le este teamă că ei ar nu s-ar ridica la valoarea voastră. Poate fi și inversată poziția. Poate că voi îi vedeți atât de frumoși și probabil că îi simt, că îi puneți undeva pe un piedestal, altă carte care reprezintă piedestal, da, și supravalorificarea sau aprecierea persoanei dragi. Deci, este o teamă care ține de apreciere, de valoare. Unul dintre voi nu se simte suficient de, sau la fel de frumos ca celălalt. Nu se simte la fel de liber în exprimare. Da? Aici femeia se dezbracă, el o admiră. Pasiunea, da, focul crește, crește. Ar fi să zic faza de preludiu, dar în această fază, unul dintre voi este clar oarecum un pic complexat datorită strălucirii celuilalt, frumuseții, încrederii pe care o are celălalt. Da, probabil că fecioara are multă încredere sau invers, repet, poate fi inversată. Interesant este că aici în urmă ce aveți? 7 de spade. Am zis, e posibil să fie un trio sau să lăsați în urmă niște relații în care v-ați mințit. Relații de scurtă durată, aventuri în care, da, poate ați fost satisfăcuți fizic, dar nu sufletește și spiritual. Pentru că aceste cărți, în aceste de cărți, semnele de foc și de apă sunt cele care creează uniunea cea mai profundă, emoțională și spirituală prin acest act sexual.
pe care vi-l doriți cu această persoană, simțiți că puteți crește, că puteți vă descoperiți niște aspecte foarte profunde ale voastre, ceea ce în trecut n-ați putut, v-ați minți voi pe voi înșivă, în relațiile cu ceilalți. Probabil că unii dintre voi ați experimentat, ia uite, avem căsnicia, da, marele preot și turnul, unii dintre voi ați experimentat această stare de minciună în relație și cineva s-a dus cu altă persoană, da, există o persoană geloasă, cei doi sunt liberi în exprimare, se simt foarte satisfăcuți, fericiți unul cu celălalt, dar a treia persoană e super geloasă. Pentru unii dintre voi. Pentru cei care nu sunteți căsătoriți, eventual această carte, 7 de spade, reprezintă o energie a trecutului, da? Probabil că de-aia vă este teamă că o iubiți atât de mult pe această persoană, femeie, bărbat, încât simțiți că nu veți mai experimenta asemenea relații, da? După ce veți fi împreună. Cam aceasta ar fi etalarea pentru cei născuți în semnul Fecioare sau cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioare pentru iulie-august 2019. Ce, cam scurtă etalarea? V-ați obișnuit cu etalări lungi? Haideți să vedem. Nici nu mai știu dacă am reușit să iau data trecută un mesaj de la Înger pentru cei născuți în semnul Fecioare. Ia uite, concentrați-vă pe dragoste. Da? Există un dragon aici, în această relație, care vă instigă la pasiune. Dar cartea în sine spune să vedeți ceea ce este bun în fiecare. Chiar dacă unii dintre voi sunteți obligați să vă despărțiți, vedeți partea bună în această poveste. Poate că și voi trebuie să vă eliberați de această minciună și să experimentați această pasiune cu altcineva. Chiar dacă, deocamdată, partenerul, partenera o experimentează cu a treia persoană. Dar în cazul în care nu sunteți căsătoriți, poate că trebuie să lăsați un stil de a gândi. Ați fost mult timp decepționați, da, cu 7 de spade și poate unii dintre voi v-ați închis în voi și acum sunteți chemați să vă concentrați pe dragoste și să vedeți frumosul în orice ființă. Cum am spus, poate o persoană nu este la fel de atrăgătoare fizic ca cealaltă, se simte oarecum complexată și unii dintre voi sunteți chemați să vedeți dragostea sau frumosul dincolo de aspectul fizic și atunci veți descoperi niște profunzimi pe care nu le puteți descoperi cu oricine. Cam aceasta ar fi restanța pentru cei născuți în semnul Fecioare. Vă doresc numai bine, dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, vă iubesc, pa, pa!